Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, bună seara, dragi prieteni. Dacă e marți, ne auzim la Europa FM aici în Piața Victoriei. Știți, de obicei noi vorbeam despre școală, despre educație, dar uite că ne-au luat evenimentele pe dinainte și trebuie cumva să ne conectăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În mod evident, vorbim despre evenimentele din Ucraina și efectele acestora în toată lumea. În primul rând, la noi în țară. Citam zilele astea că sunt, nu știu, undeva în jur de câteva zeci de mii de copii refugiați din Ucraina aflați la noi în țară și prima mea curiozitate ca profesor a fost aceea de a întreba ce putem face noi pentru ei. Sigur, n-am nicio îndoială că cele mai importante nevoi ale lor țin de masa, de post, servicii medicale, dar pentru că evenimentele astea nu arată ca și cum s-ar termina prea devreme, sigur, trebuie să ne gândim dacă le putem oferi și servicii educaționale. Despre asta o să vorbim astăzi, dar pentru început aș vrea să încercăm să ne facem o imagine despre acești copii, ce se întâmplă cu ei la noi în țară. Citam de pildă pe site-ul celor de la Salvați Copiii România că echipele de voluntari sunt deja pe teren, știm că sunt primii care se implică în astfel de cazuri și se află deja în proximitatea punctelor de frontieră cu Ucraina. Acordă asistență umanitară copiilor și familiilor lor. Din ce am văzut, potrivit datelor acestei organizații, se pare că sunt mai mult de 7,5 milioane de copii prinși în mijlocul războiului din Ucraina, în riscul de a fi dislocați, separați de familie, întreruperii educației și accesului la servicii medicale. Suntem alături de doamna Anca Stamin, reprezentanta organizației Salvați Copiii România, pentru că am vrea să ne facem așa o idee ce se întâmplă cu acești copii, cum îi putem ajuta, care sunt nevoile lor. Bună seara, doamnă, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara și mulțumim pentru invitație și pentru cuvintele frumoase despre intervenția echipei Salvați Copiii. Da, este absolut impresionant. Să știți că vorbeam cu colegii mei înainte de a intra în direct. Suntem efectiv impresionați de valul ăsta de solidaritate pe care îl vedem la noi în țară și tare mi-aș dori să fie așa un restart pentru societatea românească, să putem continua în aceeași notă și de acum înainte în absolut orice probleme vom mai avea. Stimată doamnă, aș vrea să ne povestiți puțin ce se întâmplă cu copiii din Ucraina, pentru că vă mărturisesc că am căutat eu așa niște date legate de numărul lor, se pare că nu prea avem deocamdată, cifrele se schimbă de la o zi la alta. Aș vrea să ne povestiți puțin ce se întâmplă cu ei, cine îi preia, cine are grijă de ei, cât pleacă mai departe. După cum ați spus și dumneavoastră, nu există niște date cu privire la numărul copiilor. Sunt date oficiale cu privire la numărul cetățenilor ucraineni care au intrat în România. Au intrat 425.000 de cetățeni ucraineni de la începutul crizei până acum aproximativ și au ieșit 304.000 persoane, doar că această din urmă statistică nu este actualizată chiar la zi, nu este disponibilă la zi, doar că nu se știe câți dintre aceștia sunt copii și câți sunt adulți. Însă experiența noastră directă pe teren ne-a arătat destul de bine cum stau lucrurile. Ne-a arătat că marea majoritate sunt acelor care vin, sunt mame însoțite de mai mulți copii. Am întâlnit mame singure, chiar și cu 6 copii, mame care alături de ele, pe lângă copii, mai aveau o bunică sau un bunic în vârstă. Acesta este genul preponderent de situații cu care am intrat în contact în toată această perioadă. În ceea ce privește nevoile lor, ele sunt foarte diverse, diferă de la o familie la alta și sunt mereu în schimbare în funcție de momentul în care ajung în România, în funcție de cât de repede au fost nevoiți să plece, să lase în urmă totul. Sunt mame și copii care au nevoie de produse și dacă ne referim la produse, tipologia lor este extrem de diversă, de la produse alimentare, cele la care ne gândim prima dată, după cum a zis, până la produse de igienă, la produse pentru bebeluși și diferite alte materiale, obiecte necesare. Trebuie să ne gândim că au plecat doar cu niște bagaje, cu niște trolere și sunt o mulțime de lucruri pe care nu le poți lua cu tine. Categoric, da. Vă rog. Însă, pe de altă parte, da, sunt multe mame, majoritatea lor, au nevoie și de consiliere, mai au nevoie de servicii telefonice, cartele, încărcătoare, baterii externe, au nevoie de cazare și de transport, desigur, au nevoie de asistență medicală
și în cele din urmă au nevoie și de integrare în sistemul educațional. Exact. Tema discuției noastre de astăzi. Să știți că voiam să vă întreb ceva. Am văzut zilele trecute o știre legată de aproape 460 de copii orfani care vin din Ucraina. Dacă ne puteți spune cum pot fi ajutați copiii, dacă pot fi integrați în serviciile noastre sociale, dacă îi preia cineva... Da, acești copii despre care spuneți, copii orfani sau copii din sistemul lor rezidențial, sunt preluați de autoritățile noastre de protecție a copilului și sunt integrați în sistemul de protecție specială din România. Practic, ei sunt în grija autorităților. Însă nevoile sunt foarte mari dacă ne referim la copiii care vin cu mamele lor. După cum vă ziceam, și noi am fost din primul moment prezenți în Vâmj, unde am acordat asistență umanitară, am acordat produse, am acordat consiliere informațională, informațiile fiind un element esențial, iarăși, cu privire la ce pot face mai departe, unde pot merge, mijloace de călătorie, procedură de azil și alte lucruri de genul acesta. Deja se ajunge la momentul următor în care, pe lângă prezența în VAM, este necesar suportul nostru în comunitate, în centrele de cazare și azil ale Inspectoratului General de Imigrări, în taberele create acum special pentru această situație, pentru refugiați. Practic, în locurile acestea, oamenii venind, de pildă, în centrele de cazare pentru asistență din partea Inspectoratului General de Imigrări pentru realizarea actelor necesare pentru ședere sau tranzit, începem să vedem că, da, este nevoie și de asistență cu privire la oferirea de servicii medicale, solicitarea unor beneficii sociale și, în cazul unora dintre ei, și cu privire la integrarea în sistemul educațional românesc. Da. Însă sunt de-abia la început acest val de nevoi este cumva într-un punct de început. Da. Să știți că aș fi vrut să vă întreb dacă, unul dintre, a fost vreun exemplu din familiile, dintre copiii care au ajuns la noi în țară și care v-au impresionat în mod deosebit. Știți de ce vă întreb? Pentru că am rămas în minte cu imaginea acelui copil care a ajuns singur la graniță, cu un băgăjel după el. Și cred că n-am fost eu singur în situația asta. A fost absolut impresionant. Care este, cazul care v-a impresionat cel mai mult? Sunt sigur că voluntarii de la Salvați Copiii România au foarte multe exemple. Da, sunt multe exemple, sunt multe imagini, sunt multe povești care ne-au impresionat extrem de tare. V-aș povesti despre situația unei familii pe care am cunoscut-o la locul de joacă, un spațiu prietenos pentru copii pe care l-am deschis în Gara de Nord, în București, și aici, aflându-se în tranzit, foarte mulți refugiați. Și spațiul care oferă, pe lângă activitățile de joc atât de necesare pentru copiii aceștia care vin cu un bagaj foarte greu în spate, sunt foarte necesare și pentru părinți cărora le oferă o clipă sau mai multe clipe de respiro în timp ce copiii sunt în grija unor adulți, unor voluntari sau colegi de-ai noștri. Este vorba despre patru frați pe care i-am întâlnit aici la locul de joacă, cu vârste de la 3 la 10 ani, aflați în tranzit, veniți din Kiev și care intenționau să ajungă în Polonia. A fost impresionantă discuția cu mama lor și faptul că, pe lângă informațiile și consilierea necesară pentru ceea ce urmează ea să facă, cum printre lacrimi ne-a arătat filmulețe făcute la plecare, cu ultimele lor momente la plecarea din oraș. Un oraș asediat din care ies coloane de mașini și se văd și coloane de fum totodată. Și cu mare durere spunându-ne că nu știe când se va putea întoarce acasă.
Da, să sperăm că locurile astea se vor termina cât mai repede. Să știți că e important să le reamintim ascultătorilor noștri că organizația Salvați Copiii România, în parteneriat cu Europa FM, a lansat o campanie umanitară pentru sprijinul acestor copii. Și aș fi vrut, înainte să anunț detaliile tehnice, să ne spuneți foarte pe scurt cam care sunt lucrurile de care aveți cea mai mare nevoie în perioada asta. Din punctul, după cum am zis, nevoile oamenilor sunt extrem de diverse și în continuă schimbare, și pentru a le putea răspunde acestor nevoi foarte specifice pe de o parte, iar pe de altă parte pentru a putea asigura resursele umane necesare, simt că pentru început am lucrat cu colegi care deja lucrează în diverse programe și cu mulți voluntari, însă se vede din ce în ce mai mult nevoia de a avea oameni care să fie acolo dedicat acestui lucru, psihologi, translatori, care sunt și ei foarte importanti și cu care am lucrat până acum voluntar. Revin, este mare nevoie din punctul nostru de vedere de a asigura resursele umane care să le asigure oamenilor aceste servicii de consiliere psihologică sau emoțională, de consiliere informațională, de traducere și așa mai departe. Da, uite aici. Astfel că... Vă rog. Vă rog. Mă gândeam acum că, uite, colegii noștri din școlile din România, colegii psihopedagogi, psihologi, consilieri școlari, ar putea da o mână de ajutor în acest sens, pentru că măcar la capitolul ăsta ne putem face și noi utili. Cu siguranță. Cu siguranță sprijinul psihologilor, consilierilor școlari ar fi binevenit. Da, de reamintit ascultătorilor noștri că această campanie poate fi susținută de fiecare dintre cei care ne ascultă. Puteți dona 2 euro prin SMS la numărul 8827. Mai multe detalii pe site-ul salvascopii.ro și Europa FM. Doamna Stamine, în încheierea discuției noastre, să știți că tot am un gând așa care mă bântuie de câteva zile, tot citind ce mai scrie lumea pe rețelele sociale, și am văzut unele voci care sunt cumva scandalizate de faptul că ne-am grăbit acum să-i ajutăm pe alții, să-i ajutăm pe ucrainieni, pe copiii care vin de acolo, când nu avem grijă de ai noștri. Și aș vrea să le spun celor care gândesc în felul ăsta că e o mare greșeală. Din câte știu, cel puțin organizația Salvați Copiii a desfășurat și desfășoară în continuare numeroase campanii de acest fel. Adică eu cred că nu împiedică nimeni să poată dona pentru copiii săraci din mediul rural de la noi din țară, pentru copiii exact. Cu dizabilități. Sunt foarte multe campanii, trebuie doar să intre pe site-ul dumneavoastră și să ia de acolo absolut orice cauză li se pare mai potrivită. Da, de 32 de ani Salvați Copiii luptă pentru educația și protecția copiilor în general și în mod special a celor aflați în situații vulnerabile și practic după cum spunea și dumneavoastră mai devreme, acest val de solidaritate născut acum în sprijinul persoanelor din Ucraina ne-ar bucura dacă s-ar transforma într-o solidaritate generală față de persoanele aflate în nevoie. Și sunt lucruri care se puteau face și anterior, pe care noi le facem și la care invităm toți oamenii să sprijine. Fie că sunt pentru persoanele refugiate din Ucraina, fie că sunt pentru copii vulnerabili din România. Da, în regulă. Bine, mulțumesc tare frumos pentru intervenția în Piața Victoriei. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți și să sperăm că vom avea și alte motive în afară de război pentru a ajuta oameni. Mulțumesc tare frumos, seară faină! Revenim aici în Piața Victoriei, vorbim despre copiii din Ucraina refugiați și care rămân cel puțin pentru o perioadă la noi în țară. Sigur că nevoile lor sunt în acest moment mai degrabă în direcția, în zona asta a nevoilor primare, de adăpost, de hrană, de casă, dar sigur că nu ne putem gândi că dacă povestea asta se va prelungi, vor avea nevoie și de susținerea din perspectiva serviciilor educaționale. Suntem în direct cu domnul Radu Sechei, din partea Ministerului Educației. Vă salut, bună seara, mulțumesc pentru prezența în studio. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule Sechei, aș vrea să ne povestiți cam care sunt măsurile pe care Ministerul Educației intenționează să le pună în aplicare pentru a-i ajuta pe acești copii. Pentru că, iată, deși nu avem cifre foarte exacte, putem estima cumva că sunt câteva zeci de mii și cred că un număr important dintre ei vor rămâne la noi în țară. Cum îi putem ajuta din perspectiva serviciilor educaționale?
În primul rând, cred că acest moment este momentul care va da măsura gradului de inclusivitate al sistemului național de învățământ, cât de inclusiv poate să fie, cât de inclusiv pot să fie profesorii și elevii în a-i primi cu brațele deschise și a-i sprijini pe elevii care vin dintr-o zonă de conflict. Nu vorbim aici doar de a deschide ușile școlilor și de a-i lăsa să intre la clasă, ceea ce Ministerul Educației a făcut deja prin regulamentele proprii și prin ordonanța de urgență pe care a promovat-o la nivel de guvern. În momentul de față, elevii se pot înscrie ca audienți. De îndată ce intră pe teritoriul României, se pot înscrie ca audienți la orice școală din România și pot participa la clase. Ne-am dorit acest lucru pentru a le asigura măcar un sentiment de normalitate, cât de mult posibil. Este adevărat că au nevoi primare, însă o preocupare a copilului, a unui tânăr, este învățarea și prin școală, prin învățare, revine oarecum la o normalitate relativă. Și din acest punct de vedere am vrut să fim de la bun început deschiși și să permitem, chiar dacă nu vorbesc limba română, chiar dacă nu vor trece imediat prin acele proceduri de echivalare a notelor, a cunoștințelor, încadrarea într-o anumită clasă, înscrierea birocratică în SIR și așa mai departe, am renunțat la toate aceste etape pentru a le permite să participe la actul educațional și să aibă ceva de făcut mai degrabă decât să stea izolat și să se gândească la nenorocirile de acasă. Exact. De altă parte, însă, avem comunitatea și acolo se va vedea măsura în care noi reușim să includem pe acești copii, pentru că printr-o măsură politică noi nu putem face lucrul acesta. Noi putem spune trebuie incluși, însă munca o vor face profesorii, o vor face învățătorii, o vor face elevii, tinerii, copiii din școlile noastre. Și părinții. Știți de ce vă spun? Într-adevăr. Știți de ce vă spun? Iertați-mă, pentru că sigur că așa este cum spuneți dumneavoastră, dar am așa o strângere de inimă, pentru că știți foarte bine că în școlile noastre problema asta a incluziunii, a celor cazuri de elevi integrați în învățământul de masă, n-a avut cine știe ce succes până acum și e foarte adevărat că aici trebuie să punem umărul cu toții, părinți, elevi, profesori. Pentru că știu foarte multe situații în care, nu știu, părinții au semnat tot soiul de petiții să fie exclus nu știu care elev din clasă, că deranja și nu puteau învăța la matematică. Poate reușim cu ocazia asta să trecem și examenul ăsta, pentru că mă gândesc că pe viitor vom învăța că învățământul este pentru toți copiii. Nu doar pentru unii, nu doar pentru olimpici, pentru toți. Indiferent de unde vin și în ce situație se află. Unul din principiile educație este acela al incluziunii și cred că ceea ce spuneați dumneavoastră referitor la cazuri specifice, acestea ies de obicei în evidență și în mass media și sunt suficient de multe ca să ne îngrijoreze. Însă sunt foarte multe cazuri în care copiii sunt incluși, sunt tratați de la egal la egal de către colegilor și acest lucru va trebui să se întâmple și acum. Însă și copiii români, ca și copiii ucraineni, au nevoie de sprijin în acest proces. A învățat să trăiești cu altcineva, a învățat să-l tratezi de la egal la egal în situația în care vine cu o cultură diferită, cu un bagaj emoțional foarte diferit, venind dintr-o situație de război, nu este ceva ce știm să facem. Și atunci ce ne propunem, și am apelat la sprijinul colegilor din domeniul psihologiei, din Colegiul Psihologilor din România, să ne pună la dispoziție materiale și instrucțiuni pe care să le transmită mai departe profesorilor și învățătorilor, ca să știe cum să gestioneze aceste situații, să poată face activități care să-i integreze pe acești copii și să-i ajute pe copiii români, pe elevii noștri, să contribuie la acest sentiment de incluziune. Pe lângă aceste măsuri pe care le luăm de sus în jos, top-down, știu că sunt foarte multe situații în care la nivel local școlile se mobilizează, caută resurse materiale, adică pun la dispoziție săli de clasă pentru ca învățători și profesori care au venit din Ucraina și ei refugiați să poată să organizeze ore în limba ucraineană sau în limba rusă pentru copiii care vin din acele zone. Chiar astăzi dimineață am fost la Colegiul Național Mihai Viteazu în București, unde conducerea liceului a pus la dispoziție 8 săli de clasă
pentru 8 învățătoare care au venit din zona Odessa, evacuate aici, și acestea vor forma propriile formațiuni de studiu pentru copii de învățământ primar, grupa de vârstă 7-11 ani din Ucraina, care se găsesc în București în acest moment. Și pe măsură ce nevoia crește, sunt convins că vor fi și alte inițiative care vin de jos în sus. Da, păi au apărut deja și astăzi în Piața Victoriei vom povesti despre una dintre ele care vine din partea Fundației Lumina. Să știți că voiam să vă întreb ce soluție ați găsit, pentru că principala barieră rămâne cea a limbii. Cei mai mulți dintre copii vorbesc doar ucrainiană și voiam doar să vă întreb dacă ați luat în calcul și ideea de a găsi o formulă prin care profesorii din minoritatea ucraineană din România se pot implica în școlarizarea copiilor care vin din Ucraina. Sigur că lucrul ăsta, adică eu cel puțin nu-l văd posibil decât în varianta online. Am fost zilele trecute la Suceava și știu că acolo, sunt eu un număr de 35-40 de profesori ucrainieni care ar putea da o mână de ajutor, dar în mod evident nu-i pot ajuta decât online. Luați în considerare o astfel de variantă? Da, a fost luată în considerare deja și această variantă. Profesorilor care sunt deja încadrați în sistem, sunt angajați în sistemului de învățământ, din păcate nu sunt foarte mulți, însă am dat posibilitatea de a angaja pe perioada următoare și studenți care studiază limba ucraineană sau vorbesc limba ucraineană, precum și profesori pensionari, cadre didactice pensionare, de a fi reîncadrați în învățământ pentru a face față cerinței. Nu vom avea niciodată suficient, cred, la numărul mare de copii care este estimat că va intra în România dacă situația nu se îmbunătățește radical în perioada următoare, însă o combinație între creșterea resursei umane și folosirea de resurse educaționale online, inclusiv din pusă la dispoziție de guvernul ucrainean, va ajuta în mare măsură acest proces. Da, o ultimă întrebare, domnule Sechei. Citeam zilele trecute, s-ar putea să fie unii dintre părinții veniți din Ucraina care să nu știe foarte exact că se pot duce la școlile din țară de la noi și să-și înscrie copiii acolo. Ne puteți spune foarte pe scurt cam care este procedura prin care pot face acest lucru? Procedura este relativ simplă. Se duc la inspectoratul școlar și de acolo sunt repartizați la o școală unde există resurse pentru învățare în limba ucraineană. Procedura aceasta se găsește pe site-ul Ministerului Educației. Multe din informații au fost traduse și în limba ucraineană, însă am vrut să evităm a-i plimba pe oameni de la o școală la alta. Există un grup de lucru la nivelul inspectoratului școlar care primește cererile și repartizează și în funcție de proximitatea față de locul unde sunt cazați respectivii, sau unde este cazată familia sau copiii respectivi, și în funcție de resursele pe care le are la dispoziție școala. Da. Credeți că mai pot fi găsite și mijloace de informare alternative? Pentru că mă gândesc la un părinte care, a făcut câteva zile din Ucraina până aici, s-ar putea să nu știe unde este sediul inspectoratului școlar, că acolo este un grup care se ocupă de înscriere, poate facilitarea informației în așa fel încât să ajungă mai repede la ei. Informațiile acestea au fost puse și la dispoziția voluntarilor care lucrează în hub-urile sau în hub-urile unde sunt repartizați refugiații. Nu știu în ce măsură funcționează circulația informației acolo, însă o să verificăm acest lucru. Momentan ne bazăm în continuare și pe voluntariat. Știu că există deja câteva centre. Unul este cel făcut de Geeks for Democracy în București, care răspund la telefon și dau informații în limba ucraineană tuturor celor care au nevoie. Însă o să încercăm și noi să vedem dacă putem să difuzăm informația mai direct către sau pe canale care sunt mai accesibile celor care intră în țară. Dacă aveți sugestii... Da, eu vă întrebam pentru că mărturisesc din experiență, cumva când eram director, știam că lucrurile trebuie să funcționeze și repede, cu deadline-uri, în momentul în care primeam o hârtiuță de la inspectorat sau de la Ministerul Educației. Sunt convins că lucrurile astea s-au făcut sau se fac deja. Încercăm, dar cum spuneam, dacă aveți sugestii, vă rămânem, suntem pe recepție. Noi chiar
ne-am dorit să reacționăm cât mai rapid și să nu ajungem în situații de blocaj, pentru că dacă se creează un backlog, cum se numește tehnic, exact, va fi foarte greu de recuperat. Da. În regulă. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Seara frumoasă. La fel. Vă spuneam un pic mai devreme, dragi prieteni, vă povesteam despre ideea asta de a încerca să realizăm un soi de platformă online prin care să-i putem ajuta pe copii, pentru că, iată, avem resursa umană care cunoaște limba ucrainiană, chiar dacă sunt foarte puțini la noi în țară, dar îi putem folosi, îi putem ajuta în așa fel încât să fim aproape de acești copii. Și uite, zilele astea am citit despre o inițiativă foarte faină și vă sfătuiesc să căutați mai multe detalii despre asta, despre o inițiativă prin care elevii din Ucraina pot continua cursurile online pe o platformă gratuită. Am găsit acest lucru pe site-ul celor de la Fundația Lumina, care patronează mai multe instituții de învățământ în București și în țară. Suntem în direct cu Iulia Nuieleanu din partea acestei fundații. Bună seara, doamnă! Mulțumesc tare mult că ați putut intra în emisiunea noastră. Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și mulțumim pentru invitație. Da, stimată doamnă, am văzut că ideea asta cu care ați venit are cumva și susținerea Ministerului Educației și Științei din Ucraina și este disponibilă pentru toți elevii ucrainieni care au acces la internet. Povestiți-ne un pic despre cum v-a venit ideea asta și cum intenționați să o implementați. Ideea nu a venit, ca să zicem așa, este o continuare a unui parteneriat pe care noi îl avem cu Lumina Instituții de Învățământ, îl are încheiat încă de anul trecut școlar cu Meridian International School din Kiev. Este o școală privată din Kiev și în cadrul acestui parteneriat a fost pusă la punct o platformă pentru lecții online. O platformă în care sunt înregistrate toate lecțiile, sunt înregistrate de asemenea examene. Platforma este acreditată de către Ministerul Educației și Științei din Ucraina, iar rezultatele sunt și rezultatele la examene sunt recunoscute de către minister. În momentul în care a început războiul în Ucraina, partenerii noștri de la Kiev au venit în București. I-am găzduit la noi, la Lumina Instituții de Învățământ și le-am pus la dispoziție toată baza pe care o aveau nevoie pentru a continua lecțiile online și am extins această platformă, am pus-o la dispoziția tuturor copiilor ucrainieni, indiferent unde se află, pentru a putea să-și continue studiile în momentul în care au acces la internet, pentru că asta este singura condiție, să aibă acces la internet. Se înregistrează pe site-ul meridianonline.com.ua și acolo sunt preluați, toate informațiile sunt în limba ucraineană, sunt preluați, au și un număr de telefon la dispoziție, se pot înscrie în anul școlar pe care și-l doresc și primesc toate accesul la lecțiile de care au nevoie. Potrivit programelor școlare pe care presupun că le-au urmărit și până începe toată nebunia asta. Stimată doamnă, tocmai pentru că știu că reprezentați o fundație care patronează mai multe unități de învățământ în București și în țară, aș vrea să vă întreb cum au perceput elevii? Ăsta e un subiect foarte interesant. Cum s-au raportat copiii din școlile dumneavoastră cu privire la tot ce se întâmplă în Ucraina și mai ales la valul ăsta de refugiați care a ajuns la noi în țară? Copiii au pus întrebări, e firesc, au pus și acasă, au pus și la școală întrebări despre război și acasă și la școală au primit răspunsuri. Iar noi, pentru în toate școlile noastre, noi în fiecare an derulăm o campanie Un Paște Mai Bun, o campanie în cadrul căreia strângem donații, banii și ducem pachete alimentare familiilor nevoiașe în preajma sărbătorilor de Paște. Anul acesta am schimbat tema campaniei și i-am tocmai în ideea aceasta de a ajuta împreună pe refugiații ucrainieni. Și atunci, în discuțiile cu profesorii, cu elevii, am introdus această temă pe care nu ne-am fi dorit-o,
Iar copiii au fost foarte empatici. Noi avem și copii ucrainieni pe care i-am... îi școlarizăm în școlile noastre, i-am primit cu brațele deschise. Cred că sunt câteva zeci de copii ucrainieni care au început să învețe în școlile Lumina, nu numai din București, din întreaga țară, la Constanța, la Cluj, la Iași. Avem copii care ucrainieni pe care i-am primit cu drag în școlile noastre și sperăm să se integreze și atât cât își vor dori să continue să studieze la noi. Da, iar vă rog. Din informațiile pe care le am de la colegii mei din toate școlile, toți elevii au primit cu simpatie, cu bucurie, au relaționat foarte repede, bineînțeles, au fost și curioși, au fost întrebări ce s-a întâmplat în țara lor, cum, de ce au plecat, cum au plecat, cum au ajuns în România. Iar cred că este important să îi învățăm pe copii în aceste momente ce înseamnă empatie, ce înseamnă solidaritate, cum putem ajuta. Cred că astea sunt valori pe care putem să le învățăm, pe care putem să învățăm pe copiii noștri în aceste momente. Foarte adevărat. Să știți că, uite, vorbeam și cu domnul Radu Sechi un pic mai devreme, că într-adevăr va fi un adevărat examen pentru noi, pentru învățământul românesc, tocmai pentru că exercițiul ăsta al incluziunii în școlile noastre n-a fost neapărat unul cu care noi să ne fi obișnuit până acum. Știți foarte bine că ne confruntăm, indiferent că vorbim de școli private sau școli de stat, ne-am confruntat de-a lungul timpului cu situații în care, nu știu, poate colective de copii, de părinți, poate mai degrabă, nu s-au simțit întotdeauna foarte confortabil din cauza unui elev altfel decât ceilalți. Și eram curios să știu cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta, pentru că știu că în unitățile de învățământ patronate de Lumina sunt copii din toate părțile, de toate naționalitățile, din culturi diferite. Cum ați reușit să armonizați toate aceste lucruri și să le aduceți la un numitor comun care să însemne exact valorile acelea de care povestea mai devreme? Într-adevăr, noi în școlile noastre cred că avem cam 40 de naționalități. Am numărat la un moment dat de copii provenind din toată lumea și cu religii diferite și cu culturi diferite. Și am reușit cu succes să facem acest lucru, pentru că la nivelul copiii sunt mult mai deschiși. Copiii sunt deschiși și să afle despre religia, despre alte religii, despre alte culturi. Am făcut evenimente în care sărbătorim și Anul Nou Chinezesc și învățăm pe copii care sunt tradițiile poporului chinez. Avem și sărbători și cine de iftar, în care învățăm care sunt valorile islamului și cum ce înseamnă această religie. Sărbătorim și Crăciunul împreună, facem multe activități de voluntariat și copiii învață împreună să se respecte, să-și respecte tradițiile, cultura, să respecte pe cel de lângă el. Și vă spun din experiența noastră de peste aproape 30 de ani de educație privată în România că atunci când lucrez cu copii e mult mai simplu. Și dacă noi creștem copiii în spiritul acestor valori, vom avea generațiile viitoare, vor fi mult mai tolerante, mult mai deschise și cred că ne va fi mai bine tuturor. Foarte adevărat. Acum sunt convins că dumneavoastră, ca să puteți implementa acest sistem educațional, vă bazați și pe o echipă de profesori care să poată susține acest angajament. Aș fi vrut să vă întreb, care este profilul unui profesor din școlile dumneavoastră? La noi multiculturalitatea este și la nivel de profesor, nu doar de elevi. Avem profesori care sunt la fel de diferite naționalități, dar cei mai mulți sunt, bineînțeles, sunt profesori români. Și să știți că și profesorii, dacă nimeresc într-un mediu în care diversitatea culturală, diversitatea lingvistică, diversitatea religioasă este prezentă, profesorii se adaptează și îmbrățișează aceste valori, adică toți profesorii români participă cu bucurie la cinele de iftar, organizează împreună activități de Anul Nou Chinezesc. Lumea este deschisă la cunoaștere, la a împărtăși și alte valori și atunci
cred că mediul este foarte important pe care îl creezi într-o școală. Și aici vă le mulțumim, adică și părinții sunt foarte importanți pentru că și ei înțeleg aceste valori și împreună cred că reușim să creăm acest mediu și să dezvoltăm această armonie care există în școlile noastre în jurul valorilor pe care le prețuim cu toți, indiferent de etnie, religie sau cultură. Da, vă întrebam lucrul ăsta pentru că e clar din ceea ce ne povestiți că profesorii sunt pregătiți, au capacitatea asta de a înțelege cum anume să pe ce valori să își așeze actul educațional și mă gândesc, fără să vreau, pentru că iată, suntem în situația de a face lucrul ăsta, mă gândesc și că școala online nu a fost neapărat un impediment pentru ei, cât mai degrabă o provocare. Știți de ce vă spun asta? Pentru că iată, în ultimii 2 ani, am tot auzit foarte multe voci, inclusiv nu știu, din partea unor autorități care s-au arătat cumva, au avut rezerve față de această modalitate de a face educație, dar pe care, iată, o folosim acum cu copiii veniți din Ucraina. Vă să zic că încă o situație, încă un moment în care ne dăm seama că școala online poate fi un instrument. Cum s-au raportat profesorii dumneavoastră la acest mod de a face educație? Da, școala online e o provocare a fost o provocare pentru toată lumea. Noi am fost un pic norocoși pentru că în școlile noastre copiii foloseau deja tablete la ore, nu mai aveau, mulți nu mai aveau manuale, aveau încărcate în tablete manualele și atunci lucrul cu tableta era facil pentru elevi. Noi ne-am mobilizat și a doua zi, cum s-a decretat școala online, am început să facem școala online și a fost de succes. Copiii au făcut inclusiv sport online, vă pot spune. Profesoara făcea mișcări și făceau fiecare acasă. Deci s-au făcut toate materiile ca și cum ar fi fost la școală. Cred că această metodă modernă de predare este foarte importantă și nu trebuie să renunțăm la ea din momentul în care am revenit în format fizic la școală. Pentru că aceste metode ne vor ajuta și pe viitor. În Ucraina, despre care vorbim astăzi atât de mult, există școală la distanță, prevăzută în Constituție. Deci copiii pot învăța online oriunde sunt, într-o școală acreditată pentru învățământ la distanță. Școala Meridian, despre care vă vorbeam, era acreditată pentru învățământ la distanță, de aceea au făcut aceste cursuri online, au pregătit platforma. Deci, vorbim despre Ucraina. Da. Și în alte țări europene există acest învățământ la distanță, pentru că sunt copii care poate au nevoi speciale și nu se pot deplasa și i-ar ajuta acest învățământ la distanță. Sunt copii în zone izolate și care arunc foarte greu la școală și ar putea ajuta acest învățământ la distanță. Cred că trebuie să ne gândim pe viitor și la aceste metode mai noi, mai moderne de a face școală. Absolut. În încheierea discuției noastre aș fi vrut foarte pe scurt să ne povestiți, să ne spuneți cine sunt profesorii care au venit din Ucraina, cât sunt și ce anume vor face. Să le reamintim ascultătorilor noștri că aceste cursuri vor fi, sper să nu greșesc, gratuite pentru toți copiii ucrainieni. Da, da? Absolut. Deci cursurile sunt gratuite, platforma este liberă la acces pentru toți elevii ucrainieni, condiția este să aibă doar acces la internet. Profesorii sunt conducerea școlii, a venit profesorii, în special erau profesorii profesorii ucrainieni, să știți că au rămas acolo. Deci au venit profesorii străini, cum ar veni, da, din Ucraina. Dar profesorii ucrainieni au rămas acolo. Și directorul, managerul școlii îmi povestea cu lacrimi în ochi că o educatoare de la școală, de la grădinița care funcționează în cadrul școlii, a murit cu arma în mână, apărându-și țara. O profesoară de muzică a fost rănită la picior, la fel, apărându-și țara. Colegi de-ai noștri din sunt Ucraina. Colegi, da. Sunt profesori care au, dincolo de educație,
dragostea și patriotismul lor vor rămâne, cred, colecție pentru generațiile viitoare. Fără îndoială. Stimată doamnă, vă mulțumesc tare mult. A fost în direct cu noi Iulia Nuieleanu din partea Fundației Lumina. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, dragi prieteni. Dragi prieteni, încheiem discuția noastră în această seară, nu înainte de a vă reaminti că organizația Salvați Copiii și Europa FM s-au unit pentru a ajuta copiii refugiați din Ucraina și mamele lor. Puteți dona 2 euro prin SMS la numărul de telefon 8827. Mai multe detalii pe Europa FM și salvați copiii.ro. Vă îmbrățișăm, ne auzim săptămâna viitoare. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.